Bună ziua din nou la toți stuparii și apicultorii. Astăzi e o săptămână, deci vinerea trecută am pus cat la stupul ăsta și am zis că să ne uităm împreună ce-a făcut. Partea de sus, să vedem jos, să mai ridicăm o ramă, două cu puier și să punem foițe la crescut, dacă da, salcâmul la noi are un centimetru jumate aproape, cred că am zis că părerea mea prin 21, dar s-ar putea să depășească, să ajungă prin 25. Ăsta știți, e un roi de anul trecut care nu a avut cat și i-am pus anul ăsta cat. Deci aici au băgat totuși miere de la, cred că a început la rapiță, e cam departe, dar vedeți, este o ramă aproape plină cu miere. Aici cele două rame care le-am ridicat sus, au avut mai mulți trântori, le-am ridicat sus. Ia uitați, aici au făcut niște poderașe de pe trântori. Așa se întâmplă când urci rama cu puțin larvar, deci trage poterașe, trage boci de salvare, din cauza că nu mai simte feromonii de matcă de jos. Dar noi astea distrugem și nu mai e problemă. Deci ăștia de aici, să zicem, bocile astea de aici nu sunt așa periculoase. Deci asta am să o las aici. Am să dau corpul la o parte, catul. Asta la alta e cu puiet, ecluzează. Pun aici, să vedem ce e aici în corpul de jos, dacă a crescut foițele, dacă mai trebuie pus. Practic pregătim de acum pentru salcâm. Deci îi punem două foițe, nu îi mai punem rame la oat, lăsăm jos numai puietul larvar, tot puietul căpăcit. Nu știu dacă se vede aici. Aici, dacă nu a avut rama asta de aici cu urdiniș jos, vedeți, numai trântori sunt aici, ce-o e cruzat. De acum nu mai punem nici bucata aia de nailon. Ia să vedem dacă se vede aici. Da, se vede. Deci atunci i-am pus ramă oarbă, i-am pus foița asta, mai avea foița asta care era crescută, am pus-o în centru. Și acum să vedem ce s-a întâmplat aici, ce-a făcut. S-a apucat de clădit aici, da, vedeți? S-a apucat de clădit aici. Trântori. Să vedem dacă nu-i și matca pe aici. Da, are ouă aici. În bucățica asta sunt ouă, da? Ca să nu cumva să fie matca,
Am să pun înapoi aici. Și am să scot. Am să scot foița. Să vedem ce a făcut la foița asta. Dacă a crescut, dacă a luat. Deci asta e. Într-o săptămână, da. E, aici e oată. Deci aici e ouă. Nu știu dacă s-ar putea vedea cumva. Dar nu am niciun interes să spun. Și aici iarăși e ouă, cu toate că nu-i clădită bine până jos. Dar ia să văd dacă nu-i marca aici. Nu-i matca aici, am să o pun aici, am o cutie, o pun într-o cutie până... Până în umblă aici să văd ce este. Deci trebuie dat spațiu, că altfel... Altfel îl pregătesc de roit și dacă i-am scăpat în frigurile roitului, deci aici e o ramă cu larve mari, asta va rămâne aici, aici eclozează acum, asta o să rămână aici și o să vadă ce face cu ea mai departe. Deci urc sus, aproape tot puietul căpăcit, care e la ecluzare. Aici mai are și, deci aici e larvar totul, aici e larvar mare și deci e pregătit pentru, cred că asta am să urc sus, că are foarte multe celule de trântor. Nu se vede matca aici. Am mai uit o dată. Deci asta e una din foițe care mi-a crescut-o. Luată până jos. Uite, aici are și niște poterașe deja începute. Ia să vedem. Nu are, dar are intenție. Are intenție de a... Zice, dacă ne mai înghesuie mult, plecăm. Aici e larvar toată. Acum nu se mai... Nu cred că mai e problemă de puiet. Acum puiet este în orice stup și este cât de mult. Deci, matca e pe rama asta, vedeți, înseamnă că nu mai are unde ua și aici e păstură și mere. Dar am să o las aici, nu-i fac nimic. Ia să o acolo jos un petec. A să fie un pic blocată, dar ca să nu, a să facem altceva, să nu o lăsăm acolo stingheră în centru, o să o dăm aici, în marginea asta. Deci o punem aici, pe poziția a doua. Asta, totuși, mă mai uit în ea, de regulă nu mă uit, dar să văd acum.
Deci are trântori. Are foarte mult strântor și plină de păstură. Cred că cel mai bine ar fi să urc sus, dar cred că am să o mai las aici. O care trântor aici. E o ramă foarte urâtă, dar o las aici pe prima poziție. Pun asta a doua care am văzut-o cu matca și avea câteva ouă acum acolo. Asta e o ramă care nu a fost crescută bine asta toamnă și acum am pus-o, crescut-o și s-o oată în ea. Ia să vedem și asta ce are. Da, asta e cu păstură, la fel, foarte multă păstură. O să urc sus și puiet care ecluzează, dar are și trântori mulți. Deci am urcat două rame sus. Am urcat două rame sus. Așa, deci asta vrea să se ouă pe ea. O să o dăm și pe asta aici. O să-i pun asta aici care e oată, nu e terminată. Am să-i întorc invers, că aici are o crescătură și aici o lipsă din creșterea ramei. Și atunci ea n-a să mai... O punem pe asta înapoi. Puiet. Așa. Asta la alta are iarăși puiet. Aici. Îi punem o foiță pe... Să vedem aici ce are. Aici are miere. Da, asta va rămâne aici. Hai să încadrez aia cu miere între astea două foițe. E mai plauzibil și mai ca la carte. O să facem altceva. O să dăm asta aici. Și o să o punem aici. Să fie. Da, așa e cel mai bun. De acum îi punem gratia. Deci punem, că atunci n-am avut suport de ăștia făcut la ăștia, sub ăștia noi. Îi punem un suport din ăsta, prin care se iasă trântorii. Folia din mijloc nu mai punem. Așa, și am pus corpul de recoltă înapoi, cu ramele cu puiet puse. De acum ar trebui să mai stopăm un pic viteza lui de a roi, dar nu se știe niciodată.
M-a întrebat cineva de ce pun diafragma aici, cred. Cred că aici s-a referit. Vedeți, faptul că... că am avut pusă folia jos pe astea 4 rame sau 5, i-am pus o diafragmă aici ca aici să constituie ca un cui până în diafragmă. Ce era dincolo de diafragmă era un spațiu altceva. Deci de asta am pus-o. Și ca ramele astea să fie cât mai grupate cu puiet. Și acum am să-i pun, dacă am luat folia de jos, nu-i mai pun diafragma acolo, am să pun diafragma aici, care în momentul când o să eclozeze puietul, distanțez în timpul culesului, înainte de cules, distanțez ramele și las numai 9 rame și diafragma o voi lua. Dar acum o las aici, că nu o încurcă cu nimic. Nu s-a extins albina până aici, din cauza că au avut folia aia jos, a fost delimitat cuibul. Deci, în modul ăsta, fac acum la toți. Asta ar fi ca o pregătire pentru salcăm. De acum, timp de o săptămână, de o săptămână jumătate, deci nu are rost să mai umblăm. Da, salcăm nu prea este în zona noastră, a fost o pădure de salcăm mai bătrână, dar au defrișat-o și a rămas ceva puiet, dar este foarte puțin. Albine sunt mai multe în zonă, sunt stupari cu mai multe albine, sunt și apicultori mai... Da, așa procedez, am vrut să vă arăt cum... Deci ce s-a întâmplat de atunci, de când am pus foițele, până acum, când am ridicat corpul. Deci, vă doresc spor la muncă, butoaie pline de acum și multă sănătate să aveți, și dumneavoastră și albinuțelor. Dacă vă place, dați un like, abonați-vă, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și toate cele bune. Multă sănătate!